Ce-ți dorești tu cel mai mult? Să învăț. Să înveți bine? La ce te va ajuta asta? La școală. Și dacă vei avea școală și vei învăța bine, ce vei face în viață? Te-ai gândit ce ai să te faci când ai să crești mare? Da. Ce? Doctoriță. Wow. Greu. Ai mult de muncă. De ce îți place să fii doctoriță? Îmi place să salvez copiii sau să-i ajut. Pe tine cine te-a salvat? Dincolo de zidurile unui centru de plasament, un copil visează privind spre trecut. Acasă e locul unde a suferit, dar unde s-ar întoarce oricând pentru a fi alături de cei care i-au dat viață și apoi l-au uitat. Ce înseamnă pentru tine o familie? Să mă ajut. Ei scris moșului vezi scrisoare? Da. Și ce scrie acolo? I-am zis să-mi aduc o aparat foto, un telefon, așa, o tabletă. Wow! Dar la telefon cu cine vrei să vorbești? Cu tata, cu mama. Au venit la începutul anului 2011 la sesizarea Direcției de Protecție a Copilului. Tu unde vei fi de Crăciun? Acasă. Acasă la cine? Unde ai vrea tu să fii de Crăciun? La părinții mei. Și dacă vor veni alți părinți? Cum va fi? Bine. Din păcate sunt printre puținii copii care nu pleacă în vacanțe acasă, datorită faptului că tatăl are o situație materială de o precaritate extremă. Ar fi important ca acele familii care se hotărăsc să ia de sărbători în familia lor un copil, doi sau poate chiar trei, cum este cazul acesta, să se gândească înainte de a face lucrul ăsta că își asumă o responsabilitate similară unor nași. Să se gândească dacă ar avea posibilitatea să ia în familie din când în când sau să vină să-i viziteze din când în când. Să păstreze o legătură cu ei și după vizita de Crăciun din familie. Îți spune cineva povești noaptea la culcare? Da. Ce-ți dorești tu cel mai mult? Asemeni Laurei, Andreei și lui Andrei sunt mii de copii cărora le lipsește familia. Primește-i în familia ta de Crăciun și împarte bucuria sărbătorilor cu ei. Adresează-te chiar azi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul tău sau din sectorul tău și află cum poți lua un copil acasă.